Um, ăsta e noul Carambit care a apărut pe Stand-Off 2. Dați acolo un mare mare like pentru acest Carambit. În clipul de astăzi voi juca cu noul Carambit care a apărut în update-ul Fun and Sun. Înainte să începem clipul, nu uitați acolo să intrați cu toții pe aplicația celor de la Gigi Stand-Off sau website-ul celor de la Gigi Stand-Off și în timp ce voi vorbi și vă voi zice codul pentru a primi plus 20%, la fel codul pentru a primi un grafit de pack, voi scrie și eu niște cutii. Deci, e o aplicație strălucită legită, care, nu știu, dacă aveți diferite întrebări, puteți le adresați lor. Chiar e mișto aplicație, uitați și voi că am avut un pic ghinion, gen, aveam la ora să ne pice ceva forță și, din păcate, ne-a picat ceva mai prost. Aplicația e, cum am zis, 100 legită, dacă folosiți codul ONE16, o să permiți plus 20%, adică dacă bagați 1000 de coins sau 1000 de ruble, o să vă dea 1200 și dacă folosiți codul care vi pe ecran, o să vă dea un case graffiti gratis, dacă dați mai jos și căutați case graffiti gratis, o să vă dea un case de genul gratis, uite -l. și chiar e mișto, de asemenea, cum ați văzut la cutia care am deschis-o, puteți să aveți norocul să vă pice ceva forță și puteți să aveți ghinorul să vă pice ceva prost. De exemplu, nu știu, hai să ne uităm, uitați, putea să vă pice G22 Relic, M40 Monster și multe, multe altele. Sunt cutii, combinații de cutii, uite și Carambitul nou și multe, multe altele. Chiar e mișto aplicația. Jucați cu cap dacă vreți să jucați de cap, nu știu, filmezi la ora uh, aproape 4 jumate uh, și efectiv îți 2000 de oameni pe server. Vă pup și vă las cu clipul în continuare. Chiar sunt curios să vedem cum arată, n-am mai jucat cu el niciodată și sper să-mi placă. Uh, Suntem pe contul aici a unui abonat și să-i mulțumim pentru încredere. Uite aici, dăm pe inventarul lui, uitați și voi ce a picat la acest abonat. Carambitu, uh, M62, M16 nu sta trag din păcate, un val, efectiv putem să zicem care fiecare chestie din PES. Uh, Mergem un pic cu lag, nu știu de ce. Deci, efectiv, băiatul mi-a luat până la 53 și a cumpărat ps ul uh, Deci, dacă nu știu, unii dintre voi vreți să vă cumpăr pesul. Intrați acolo, să de score fiindcă voi anunța. Deci, repet, sunt foarte, foarte, foarte mulți oameni care încereți gol pesul să vi-l cumpăr. Țin să menționez din start că nu am milioane de dolari, nu am milioane de gold ca să cumpăr la toată lumea piesul. Pies bun și bun, bun cuvânt. Nu am milioane ca să cumpăr pesul, adică nu am bugetul extraordinar de mare ca să cumpăr la toată lumea pesu, am zis că voi anunța când voi mai cumpăra pesuri și, nu știu, voi cumpăra maxim 5 pesuri, maxim 5 pesuri și am zis că voi anunța. Deci nu m mai spamați în privat cu dă bă, îmi cumperi pesuri sau în comentarii, fiindcă o să vă știr comentariile sau o să vă dau bloc, fiindcă sunt prea multe mesaje și unii exagerați, adică, bă, e ca și cum în viața reală, ești un om normal, trăiești, ești sănătos și tot ce trebuie și te duci pe o stradă și cerșești gen. E foarte trist să cerșești Gold sau, uh, nu știu, Gold sau multe altele. Deci v-aș recomanda să nu mai faceți chestia asta, fiindcă e foarte trist și o să primiți doar... Adică nu o să, o să primiți doar chestii urâte, gen, o să primiți doar hate pe chestia asta, fiindcă e foarte trist și urât și deranjant și foarte... Deci, credeți-mă, lăsați-vă de chestia asta și mai bine, nu știu, munceți pentru gordul ăla, băgați vă singur sau poate aveți norocul și câștigați la giveaway pe care le fac pe serverul meu de Discord, de-aia vă zic să intrați. Și nu uitați că la 4K de abonați voi da un cuțit la giveaway, mai avem nevoie de vreo 600 de abonați, deci eu zic că până la sfârșitul verii, în forța acolo, facem suma asta și peste, zic eu, cu mult, cu mult. Uh, ce pot să vă zic este un like, să facem peste 100 de like-uri, dacă facem peste 100 de like o să postez următorul clip în care cumpăr pesul unui abonat, deci cine vrea să-i cumpăr pesul să intre la, pe serverul meu de Discord și să stea geană la anunțurile pe care le voi face curând, fiindcă voi face anunțuri când voi mai cumpăra pesuri. Hai să intrăm, deci este inventarul lui Forță, am pare cam logic, cam mult uh, intro, ca să zic așa, dar trebuia să explic și sper că au înțeles toți copiii și să nu am mai disperi în privat pe Discord, pe Instagram și pe toate aplicațiile că bă, îmi cumpăr PES, îmi cumpăr gol PES, am făcut aia, nu știu cât, îmi cumpăr PES, îmi cumpăr pes -ul. Voi da anunț când voi cumpăra pes -ul. deci nu am mai spamați, vă rog eu mult, în privat, cu pes și cu astea, fiindcă o să primiți direct bloc și după o să mă întrebați de ce am primit bloc. Păi uite de aia că sunteți unii disperați și nu aveți o viață. Haideți să vedem, deci ăsta e noul carambit și am zis să intrăm, deci am venit, e un băiat la mine pe server, Alex, să se i mulțumim pentru încredere, cum am zis, în care a, a trimis poza cu ce a picat lui și i-am zis, bro, dacă poți să-mi dai uh, contul tău să filmezi jocul noul Carambit pe GG, pe GG, să doamne, pe Stand of 2 și a zis că nu e nicio, nicio problemă. Deci, haideți să intrăm și noi într-un privat să vedem cum arată noul Carambit. Bă, chiar sunt curios cum se vede, păcat că nu are mânuși și chiar nu știu cu ce, nu știu cu ce perechi de mănuși le putea combina. Dar hai să vedem, o chestie în pădune, chiar sunt curios, avem setările fold. nu contează setările, dar chiar sunt curios să vedem cum arată. Like acolo pentru acest carambit, pentru uh, că chiar merită și eu zic că e un, uh, e un cuțit care, bă, nu știu dacă o să-l am la mine în inventar. Mamă, mamă, setările astea default sunt ciudate rău tot. Uh, ok, deci butonul de pauză în partea la, uita de el. O să mergem cu acest USP. Mamă, dar setările Default, geam pe bune setările Default. Pe clasic mai bine. Așa mă, mai bine. Nu se mai vede USP-ul ăla. Și haideți să vedem în 3, 2, 1 și... Bum! Hai mă, dă-i Bam! Ăsta e noul Canabit, care a apărut pe Stand of 2. Băi, mișto, sincer să fiu, chiar arată bine, paternul nu-i cel mai bun, e 429, cred, din câte am văzut, sau nu mai știu ce pattern e, dar nu e cel mai bun, dar în mare parte carambitul e mișto, adică chiar arată foarte bine, chiar sunt curios cât va costa și cum ar fi mă să ne surprindește de la Excel Bolt cu o sumă de aia mare, nu știu, 5, 6, 7 k gold, efectiv ar fi wow, dar nu cred că va fi chestia asta, cred că va fi maxim 2000 2500 maxim, cum e, a fost și nebula, dar părerea mea mi se pare nebula un pic mai frumos ca ăsta. Ăsta e prea turcoaz deschis și nu știu cu ce mănuși le putea, ok, în greșeală, nu știu cu ce perii de mănuși le putea, nu știu, să îl asortezi. Bă, chiar e mișto, adică e ok, paternul nu e cel mai bun, dar în mare parte cuțitul e superb. Ce pot să zic, clipul nu e foarte, foarte lung. Am vrut doar să vă -l arăt pentru cei care uh, nu știți, bă, îmi pare rău dacă fac unele greșeli sau vorbesc eu cu un accent de la ciudat, doar că na, astăzi este ziua mea și na, vreau și o pic să petrec. Nu am băut, fiindcă nu-mi beau, dar ca idee, ce pot să zic, mersi la toți care mi-au zis la mulți ani în uh, comentarii, în, pe Discord și pe Instagram și pe multe, multe aplicații, ca să zic așa, sau nu știu cum să le numesc pe astea. Ce pot să zic? am să fac și clipul. Eu sper că vă place acest carambit și dați acolo un mare, mare like pentru acest carambit, chiar e mișto. la fel, un like la clip m-ar ajuta foarte mult. Un follow pe Instagram, un join pe serverul meu de Discord, un follow pe TikTok. Nu uitați ca la 4K de abonați voi da un cuțit la give. -o. Haideți acolo să facem cât mai rapid. Mă dați și voi subscribe, pentru că sunteți foarte mulți dintre voi care nu sunteți abonați la canal. Și eu zic că să apăsați acolo cu toții pe butonul de subscribe, fiindcă cu ajutorul vostru vom crește cât mai mult și chiar, chiar merităm să creștem, adică facem content mișto, edităm foarte mișto și eu zic că merităm acolo să avem mai mulți abonați și mai multă susținere. Vă pup și ne auzim la clipul următor. Pa, pa!